Ciao, sunt Vlad de pe tatuat.ro, vreau să prezint mașinile de tatuat rotative, mai exact mașinile de tatuat rotative Centar. Sunt niște mașini robuste, micuțe și fiabile. Așa arată, este o cutie simpluță și aici avem mașina. Doar un mâner, putem să-i spunem. Este o mașină foarte, foarte mică. Ea are 8,5 cm, deci cu tocul mâner este mai mică decât un tuș. Vine aproape până la căpăcelul negru, deci ca să vă imaginați cât de mic ar veni. Cu tocul AC este cât un tuș, mai exact, chiar un pic, acum e mare. Ca să vă faceți așa o impresie mai reală, luați un tuș în mână și cu tot cu AC este cât un tuș. Avem un motor de 4,5W, diametru de 32 mm. Este compatibilă cu toate tipurile de AC, de la Cheyenne, T-Tech, Pro Plus, Big Wasp, Quadron, deci cu absolut toate. Înăuntru avem un stroke de 3,5 și pe lângă asta avem un avantaj, ea vine și cu un clip cord inclus. Da? Avem aici un imbus și un clip cord inclus înăuntru și de aici putem să reglăm. Mânerul este reglabil, dar să scoatem acum mai în afară, mai înăuntru. Dacă vrem să desfacem de tot, o desfiletăm de tot și pur și simplu aici avem un design simpluț, este motorul înăuntru și aici avem motorul care avem ca un fel de camă, bineînțeles nu este camă obișnuită, este un rulment și ca un fel de camă pe zimt și aici cum ar veni într-un de asta o să vină acul și el o să se învârte. Este chiar simpluț, dar ingenios. Da? Și de aici, după cum am spus, mânerul este reglabil. Putem să reglăm lungimea acului, depinde de fiecare dintre voi cât doriți să o scoateți mai în afară sau mai înăuntru. Aceasta ar fi mașina de la Centar, micuță, fiabilă, robustă. Și pe lângă asta, ea vine și cu un clip cord inclus. Le găsiți pe site în 3 culori. Mai exact, avem așa, gri, verde și portocaliu. Eu sunt Vlad de pe tatuat.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!